Copiii din Comuna Argeșană Susene au primit ghiozdane și rechizite din partea înalt preasfințitului Părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Muscelului. Cei mici s-au bucurat de darurile oferite și au promis că vor obține rezultate foarte bune la învățătură. Chiar dacă școala a început, gândim că niciodată nu e târziu pentru a face un astfel de dar. Această activitate noastră continuă, continuă și în zilele următoare și chiar în săptămânile viitoare. Iar sectorul social filantropic al Arhiepiscopiei are grijă de cei nevoiași, atât de copii cât și de adulți. Vizităm de fiecare dată centrele de copii, copii cu dizabilități și centrele de oameni năpăstuiți, care de fiecare dată se bucură de prezența noastră în mijlocul lor. Au fost distribuite celor 50 de copii de clasele pregătitoare întâi și a doua, ghiozdănele, reviste, cărticele și dulciuri, de care copiii de la școala noastră s-au bucurat foarte mult. Sperăm să se repete activitatea. Această acțiune social-filantropică a fost organizată prin implicarea tuturor parohiilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului. Avem astăzi de plină satisfacție de a avea în mijlocul nostru pe preanaltul părinte Calinic, care ne-a făcut bucuria de a aduce giozdane și rechizite pentru 50 de copii din comuna noastră. Au participat preoții parohii, parohiile, enoriașii din parohii care au venit cu daruri și au putut fi cumpărate ghiozdane, rechizite și alte daruri ce au fost oferite copiilor la început de an școlar de către preoții parohii în școlile din cuprinsul parohilor dumnealor și în special în toate instituțiile de învățământ din carul protoierii Costești. De la începutul anului școlar și până în prezent, peste 1300 de copii din cuprinsul Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului au primit gheozdane și rechizite școlare.